Doamna, da. Doamna, cum vă numiți? Dana mă numesc, am zis Dana doamna Lungu. Dana. Da, spune. Deci eu am probe acasă, eu nu le-am la mine, le-am acasă. Așa. Am probe de la subofițieri. Așa. Până la prim procuror. Ok, am și înțeles. Și până la intervenția lui domnul Vulpi, care reprezintă protocol. Am și probe împotriva lui, zice, a făcut cu mintea și să facă, să bun, scase. Știți cum e, vorbe așa sunt multe, dacă nu arătați și dovezi, tocmai asta vreau să fac, dar nimeni nu se sesizează, toată lumea închide ușa în nas. Păi, na, eu am venit acum că m-au chemat și am zis, haide să încercăm să rezolvăm și să facem și noi, să luăm niște dovezi. Dacă stați acolo, nu o să pot să iau nimic. Dacă voastră îmi promiteți, eu vă dau dovezi de la subofițier până la prim procuror. Păi, coborâți ca să putem lua... Dar dumneavoastră că eu fac acuzații lui domn prim procuror, Lătaru Ion, și nu mi se întâmplă nimic? E a doua, a treia oară asta. Oare ce idee aveți dumneavoastră? Păi... Că dacă oamenii ăștia nu se simțeau corupți, credeți că nu mă arestau pe mine sau nu mă supunea la arestul la domiciliu sau la eu ceva? Eu nu știu ce dovezi aveți și până nu le văd, nu pot să mă pronunț în cazul lor. Dacă mi le aduceți, discutăm împreună, ne uităm pe ele și după aceea putem face... De ce nu concrete? De ce nu pun eu un permit să aduc acuzații? Marian, eu cred, până nu le văd în fața ochilor, nu... Auzi, până nu le văd în fața ochilor, n-avem, vorbim vorbe. Dacă coborâți, filmăm, dacă mergem, ne uităm la documente, vedem ce se întâmplă. Deci cel mai corect, părerea mea, în opinia mea, că se poate rezolva ceva, e să cobori, să-mi arăți probele și după aia vedem ce putem face. Și le uite. Am mai zis odată, mă numesc Dana. Dana, doamna Dana, eu cobor acum jos. Aveți grijă, vă rog frumos. Dumneavoastră. Deci, repet, aveți... Domnul comandant m-a prosit a doua oară. Acum e a treia oară care... Eu o să aduc, mergeți cu mine, îmi dați un loc, mă întâlnesc, vă aduc toate probele. Deci, Marian, ești... Aduceți un organ care e pe domeniul ăsta, deci... un jurnalist pe domeniul ăsta și eu ți-i explic din cap până la picioare. Bine, ok, facem așa, dar rugăminte, lăsați pompierii să vă ajute când coborâți, vă rog mult, adică eu... Dar dumneavoastră să ajungeți la pământ în regulă ca să puteți să-mi dați documentele, da? Că dacă nu ajungi la pământ în regulă, eu nu ajung la documentele alea, da? Deci, te rog frumos, Marian, așteaptă să urce scara, da? Da. Ok. Nu, urcă scara! Da, te rog frumos, Marian, dacă vrei... Mă auzi o leacă? Marian, mă auzi o leacă? Lasă pompierii să urci cu scara, te rog eu, asta ar fi rugămintea mea. Adică, da, urcă cu scara, te dă jos. Să mai vă dau informații. Bine, sunt aici, aștept la pământ, aici la sol. Bine, bine, aștept. Zici, zi. Deci domnul, fiul lui domnul Ciobanu. Da. E acum la care răspunde de băieții ăștia plecați de acasă. Așa. Ai zis că eu sunt plecat de acasă. Eu am zis, i-am dat informații, am dat în regi. Eu nu sunt plecat de acasă. Eu nu pot să protestez la sol. Că dacă protestez la sol, prin procuror dă ordin, bagă în jandarmerie, omoară și poate să moară că răspunde de dosar. Eu dacă protestez Marian, la sol, așa. Mă rupi jandarmeria. Dar nu e nicio jandarmerie. N-am văzut pe nimeni de la jandarmerie aici. Nu, dar mi s-a întâmplat chestiile astea. Și domn Berescu știe mai bine, puteți să-l întrebați. Că a vrut să-mi spargă certificatul medico-legal, dar nu s-a legat. Am înțeles. Ok. Deci, te aștept, așteaptă să urce pompierul, te rog frumos, Marian, cu scara, cobori. Ce-am luat interviu să audă și domnul... Da, acum. Din interni. Da. Domnul, cum îi cheamă, că am uitat. Domnul... Bode? Domnul ministru? Domnul, da. Ah, ok, domnul Bode. Bode. Ca să ajungă și la el. Bine. Hai, Marian, urcă. Poliția Onești mi-a dat înțeles că nu e așa. Deci, toate comandele de la prim procuror, Lătaru Ion. Mă asculți un pic, te rog. Urcă acum pompierul cu scara, da? Da. Deci aștept să ajungă pompierul sus și după aceea cobor și luăm un interviu acum.
Acum, da? Pe loc, da? Ok. Eu vă declar tot și toate acuzații care le aduc, le și probez. Bine, și că după aia le... Probez, eu voi fi arestat, nu-i corect? Zici, miște, să stea cu minte, să nu alunece. Bun, deci, Marian, te rog frumos, ai grijă să nu pățești ceva. Nu pățesc, doamna, ascultă un pic. Să lucrez la nânghi. Eu nu contest chestia asta, dar așteaptă un pic să ajungă pompierul sus să te coboare ca să poți să iau dovezile, să iau interviu, să iau eu tot ce trebuie. Dovezi, m-auzi, Marian? Poate să urce pompierul sus acum? Marian, poate să urce pompierul? Din toată România să se declarează la Onești. Și prin procuror, dacă el e corupt, mafia numărul 1. Marian, Marian, mă asculți? Marian, mă asculți? Carucarea cercetări penale. Marian, mă asculți? Marian, mă asculți? Mă asculți? Urcă scara cu pompierul, da? Acum urcă scara cu pompierul. Da, ok, da. Deci rămâi acolo, te rog frumos. Da, da, nu te miști. Acum am încălțat că am vrut să ajung în fârc, că mi-a alunecat picioare. Și nu, 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 nu te mai încălța, că ți-ai după aia papucei, da? Hai, da, încerc. Hai, să rămână. Bine.